Amalia. La Vlăduț în bucătărie apar tot timpul plantuțe de asta de nu știu exact dacă sunt ciuperci sunt, sau sunt buruieni. Sunt plante, sunt foarte sănătoase. Ce sunt astea? Astea, de exemplu, sunt din ridiche, sunt niște muguri de ridiche, roșie. Deci nu știu. Da. Nu, sunt picante, le știu gustul, nu mi-aduc aminte exact denumirea ridichei, dar sunt picante, se folosesc în general în salate sau ca și decor, dar fiind folosindu-se în salate, este în același timp un decor comestibil. Cum o punem împreună merele, perele, rodia, cartofii și bucata asta de carne? Cât se poate de simplu. Este o combinație, sigur că da, este o combinație foarte bună de toamnă. O recomand cu mare drag, merele sunt bine coapte, perele de asemenea sunt cele mai parfumate toamna și dacă le tăiem în felii, le caramelizăm, iar apoi le așezăm pe o bucată de carne, care în prealabil, condimentată, tăiată în grosime de circa 2 cm, ușor de tot pudrată cu făină, rumenită pe ambele părți și dată la cuptor. Dacă așezăm aceste felii din mere și din pere pe deasupra și mai așezăm și o felie de Schweizer, care se potrivește de minune cu cele două tipuri de fructe, lăsăm puțin la gratinat, ne iese un preparat foarte, foarte gustos, ușor fructat, dar în același timp foarte interesant, cu o garnitură de cartofi și cu un sos caramel pe care am să-l prepar din ceea ce îmi rămâne, adică untul și uleiul care îmi rămâne de la mere, de la pere și de la carne. Le combin, îl strecor, astfel încât să-mi iasă un sos caramel și dulce, și acrișor, și picant în același timp, cu o consistență sticloasă, deci trebuie să fie ușor transparent și ca să îmbine foarte, foarte bine garnitura respectivă, fructele, cartofii și carne.